Astăzi la Novi Sad, în edificiul Adunării Voivodinei, s-a desfășurat conferința internațională sub genericul Patrimoniul Industrial, revitalizarea în funcția creării noi spații creative. Conferința se desfășoară sub auspiciile Secretariatului Provincial pentru Cultură și Informare Publică și Institutul pentru Regiunile Europene. Salutând oaspeții, Slavișa Gruici, secretar provincial pentru cultură și informare publică, a vorbit despre revitalizarea patrimoniului industrial, evidențiind că în Voivodina există 47 de obiective care, prin investiții, pot fi date din nou în folosință. Hala de 25 de ani stă goală acum, de după Revoluție, iar ne-am hotărât cu conducerea orașului, cu Muzeul Hermann Oberth din Foști, cu Centrul de Cosmonautică din Chemnitz, cu Dumitru Pronariu, singurul cosmonaut român, care și el e brașovean, să transformăm această hală și toată zona în jurul halei într-un centru de excelență aeronautic și aerospațial. Patrimoniul industrial din România este unul foarte interesant, pentru care am declanșat în ultimul timp programe de inventariere, acțiuni de recuperare și pentru asta am fost invitat aici, ca să prezint aceste lucruri. La conferință au participat profesori, oameni de știință, arhitecți din peste 10 țări din regiune și aproximativ 120 de invitați care au dezbătut despre patrimoniul industrial al țărilor din regiune.